Ora, nu mai vine ăla. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars. Aici sunt pe contul secundar cu verișorul meu Răzvan. Ok, o să iau așa. Doi. Așa. Bine, ok, l-am luat. Easy. Easy, nu scuze. Ai, bă, serios. N-ai cum. Așa, ok, mă feresc de glanțele lui ăla. Nu, e colt. Colt. Dacă l-aveai pericop... O să încerc să mă bag în ăsta să-l omor. Bam, l-am luat. Uuuu. Ăsta nu o să dea bine. Ia, uite, nici n-a dat lui de ce. Ce să dea bine. Nici n-a dat. Da, a dat acum. În mine zic să, că n-a dat. Oh. Și mă așteaptă ăsta aici. Să zic că sunt la Blade. Îmi fac ultimata și până mor. L-am murit. Hai, du-te să iei power-ul ăla. Ia power-ul. Am făcut o mică greșeală că m-am dus cu power. Dar măcar n-am murit. Am cel mai mult power de pe din match. Toată lumea încearcă să mă moară, dar nu reușește. Nu reușește nimeni. Wow, cea mai proastă ultima ta dată și asta. Așa, da. Suntem la egal cu power-ul. Mort. Easy. Gata, win. Primul win de pe episod. Bine. Vreau să spui o să prima rundă. E primul win de pe episodul acesta. O să deschid și acum un Brawl Box. Și nimic nu mai picat. Ok, al primul. Sunt pe contul secundar, acum nu sunt pe contul mare. Pentru că contul mare are peste 4.000 de trofee. Undeva pe aici. Peste, uite, pe aici. Aici trebuie să fac 4.000 de rifute. Cu 18 brawleri, mă descurc. Dar te descurci cu 9 brawleri. Am 18 pe contul mare. Am cu 9 mai mult. Haide, dă-i. A, ce ăsta, un pepe. Dă-i, am luat chestul. Fugi! Dă-i. A luat. A, fugi. Nu, trebuie să-mi zice să fac, am 4.000 de trofei și tu ai 2.000. Așa că, da. Hai, am dat perfect ultima ta, dacă e ceva. O să mă duc pe bulul ăla acolo, mă duc mereu, mă duc agresiv. Hai, bulule, hai. Nu cred. Și-l făcusem ultimata să-l bat, bă. Dar nu-i nimic. Minus un trofeu. Nu-i mult. O să vreau să joc cu el prima. N-am niciun schimb pe contul ăsta. El primul, Rudo. El Rudo primul, el Rei primul. Ok. O să încerc să fac 1.000 de trofee astăzi, pentru că sunt extrem de aproape. Și eu, dacă am pe contul mare 4.000 de trofee, fac imediat. Da. Dar cred că fac doar meciul ăsta cu 4 minute. Cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Andrei și ne revedem data viitoare. Pa, pa!